Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi o să-l copiez pe tutoriale gratuite și o să mă uit la diferite review-uri amuzante de pe eMag. Să începem cu telefoanele, că astea sunt cele mai căutate. După cum se știe, la noi, la români, schimbatul telefonului e sport olimpic. Îmi place super mult acest telefon, dar pot sta doar în pat să mă uit pe acesta. Dacă stau pe scaun, mă doare operația de la rinichi. No, gluma asta cu rinichiul pentru telefon nu se va demoda niciodată. Am găsit și un monitor destul de accesibil, dacă putem spune așa. Hai să vedem ce comentarii are. Tipul văd care poză cu un Logan. Deci clar își permite și un monitor atât de scump cât jumătate de mașină. Foarte bun. În el putem vedea până și regretele că am dat bani pe el. Hai să vedem și ce poză are. Ok, cred că poza asta... A luat poza de la Cinflix, am înțeles. Un alt monitor destul de accesibil, aș putea spune. N-am unitate desktop, dar e foarte bun. Merge și GTA 6 cu graficile pe high. E bun, îmi pot face sandwich-ul foarte bine. Bă, chiar mi-l și încălzește. Un alt laptop la care văd că încă 5 persoane se uită acum la acest produs. Răbește-te. Deci e clar, dacă încă mai sunt 5 români care se uită la acest produs și se gândesc să-l ia, păi înseamnă că România are o economie de duduie de își permit oamenii să cumpere așa ceva. Bună ziua, este bun pentru call center de acasă. Nu trebuie laptop mai pe fapt. Am încercat să mă joc Mario, dar s-a cadează imagine și se blochează când încerc să folosesc Paint-ul. Cred că îl returnez. Nu recomand pentru call center. Hai să trecem și pe la procesoare, să vedem ce zice lumea de ele. Foarte bun, încălzește casa de 10 ori mai bun decât o centrală. Preț acceptabil, performanțele cam lasă-i dorit. Am făcut împrumut la bancă ca să-l iau și mi-am vândut și Golf 4-ul. E foarte ok, ține și loc de centrală. Da, cine n-a avut AMD la viața lui nu știe ce căldură poate să facă. Calorifer de gaming. Avem acum apă caldă într-o mutabere. Foarte bun, foarte bun comentariu ăsta. Merge excelent. Acum cu acest nou procesor pot să mă joc în sfârșit Metin 2, Minecraft și Super Mario în 30 de FPS-uri. Apropo, procesorul nu este făcut pentru hardcore gaming. Mie mi s-a ars primul, așa că l-am luat și pe al doilea. Este foarte bun, face o cafea extraordinară. Bă, adevărul e că la cum arată carcasa asta, zici că e ceva, nu știu, shaker, babaram storcător. Aici zici că e grilaj de la, mai lipsește o rolă de aia de șaorba. Să vedem și la căștile astea ce zice lumea. Sunt curios dacă comentează ceva legat de asculta manele. Căștile sunt foarte bune. Bunicul meu a murit acum 8 ani și l-aud și acum cu căștile astea în zilele de azi. Bem bere wireless. Aoleu. Super căștile, dacă le pui pe ochi, nu-ți mai vezi fața de prost după ce ai făcut cel mai deștept lucru de pe planetă. Am dat pe rutere și am găsit un router de 24.000 de lei. Asta înseamnă vreo 6-7.000 de euro, ceva de genul. Hai să vedem ce zice lumea de routerul ăsta. Ce comentarii avem. Este foarte bun pentru făcut pâine prăjită și a face un duș. Recomand cu încredere. Super, foarte bun. Prăjește ouă, încălzește apă. Poate mai cumpăr unul și le leg și spală vasele și face curat prin casă. Ok. Într-adevăr, merită fiecare ban. Îți face mic dejun la pat, e foarte atent la nevoile tale. Și văd că lumea a apreciat aceste comentarii. Un produs excelent. Atunci când mă uit la un clip pe YouTube, mi se deschide un portal către altă dimensiune care provoacă o distanță în spațiu-timp. La asta dau like. Aia nu pot să dau like, trebuie să mă conectez. Ia să vedem și la camera asta, o e foarte bună pentru video chat. Trist este că comentariul este dat de un băiat. Sper că v-a plăcut clipul, cred că a ieșit cam scurt, dar aia e. Ca mic bonus pentru cine a rămas la final, am zis eu pe live-uri că vă fac grup de WhatsApp membrilor, așa că avem grupul de WhatsApp pentru membri. Luați-vă membru cine vrea, nu e mult. Și aveți la secțiunea comunitate, v-am lăsat acolo o postare vizibilă doar pentru membri cu numărul de telefon ce l-am luat pentru cartela asta, de am făcut grupul de WhatsApp. Îmi dați mesaj cu cine sunteți voi, cum sunteți trecuți pe YouTube, ca să știu care sunteți, vă salvez cu numele ăla pe care l-aveți pe YouTube și vă adaug în grup. Și
Vorbim pe grupul ăla acolo, trimite mimuri, mai îmi dați sugestii de videoclipuri, content exclusiv, nu o să vă dau chestii prea exotice. În fine, cam ăsta a fost și clipul, dacă v-a plăcut, apăsați și voi pe butoanele astea de pe sub mine de aici, cu degete, cu ce mai e pe acolo și de diferite culori, și dacă vreți mai fac, lăsați-mi sugestii în comentarii și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao les tuturor!